Da, mi-am dorit acest an să fie un an foarte bun pentru mine și pentru echipă. Ne dorim cu asta fiecare dintre noi să ajungem pe primul loc și să rămânem acolo. Am avut și eu calificare cu Naționala Under 21, ne-am bucurat pentru această calificare și sper să mergem la campionatul european să facem o figură frumoasă acolo. Da, mi-am dorit de când am venit la Steaua să explodez, să ne ajut echipa să câștige și să o ducem acolo pe primul loc, să fim la sfârșit de sezon campioni. Sper să o țin tot așa și de la fiecare meci să cresc. Îți dorești mai multe goluri, presupun. Da, asta e o mică problemă la mine, golurile, dar nu contează cine marchează, important este să câștige echipa, dar îmi doresc și eu să marchez cât de mult. Am avut un vis foarte frumos și care mi s-a îndeplinit, să ajung la cea mai bună echipă din România. Îmi doresc să joc în cupele europene sezonul acesta. Acesta este unul dintre visele mele. Din postura de campion al României, nu? Da. Asta ne dorim cu toții, să fim campioni la sfârșitul sezonului. Primul salariu meu de fotbalist l-am avut la Cluj, la 16 ani. Am avut 300 de lei și am mers și am mâncat cu prietenii la un restaurant. Prima dată m-am simțit fotbalist tot la Universitatea Cluj, când am debutat pe Cluj Arena, când am auzit suporterii cântând, mi s-a făcut pielea de găină. De mic credeam că o să ajung fotbalist, doar fotbal aveam în cap și îmi doream să ajung să joc la o echipă din România. Nu conta cine era atunci, Cluj, Steaua, Rapid. Îmi doream să joc la o echipă foarte bună din România. Jucător de fotbal, acum, pe primul loc l-aș pune pe Lucian Simartean. Îmi plăcea foarte mult de el. Și tot de la Vaslui am încă un jucător, Wesley. Și așa am mai avut, să spun, de la Steaua, dar erau mai de mult. Capetanos, Geraldo Alves și la Teoflevici, fundașul. Ce actor? Asta nu pricep prea bine, dar dar vedea pe Gianni de la Sferbinți. Da, pare rău că nu am putut să-l prind ca jucător, dar l-am urmărit foarte mult pe YouTube. Chiar stăteam în fața calculatorului și mă uitam la el cum dribla. Sunt calitățile cele mai frumoase să le ai ca și fotbalist, calitatea dribblingului, a șutului, și cred că a fost cel mai mare fotbalist din istoria fotbalului.